Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. 34 de raioane din Republica Moldova, inclusiv Autonomia Găgăuză, vor beneficia în curând de 93 de microbuze școlare sosite de peste Prut la începutul lunii curente ca donație a Guvernului României. Alte 3 microbuze vor ajunge la solicitarea Ambasadei României la Chișinău în liceele din stânga Nistrului. Vedeți acum de ce spun de atâtea ori că sângele apă nu se face? Tocmai în Transnistria, în regiunea rusificată a Republicii Moldova, vor ajunge microbuzele școlare. Asta pentru că pentru frații de peste Prut contează cel mai mult educația și nu oarecare ideologie politică. Mă amintesc acum cum răsfoiam pentru prima dată în clasa a patra, pe băncile liceului românesc pe care l-am absolvit, file din istoria românilor. Era un manual școlar destul de subțire, cu copertă verde, cu un Ștefan cel Mare care privea serios. Această carte mică, deși avea mai multe imagini decât istorie în ea, ne-a învățat însă ce era cel mai important. O istorie a românilor. Nu era nici istoria Basarabiei sau a Moldovei și nici nu am învățat pe rând istoria României și apoi istoria Moldovei. Am învățat o singură istorie până am terminat liceul, cea a românilor. Așa am aflat și eu și colegii mei despre Traian și Decebal și romanizarea dacilor, despre luptele turco-romane, despre Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Cuza, Tudor Vladimirescu și așa mai departe, despre existența idealului tuturor românilor de a constitui statul unitar român. Dar poate cel mai important lucru pe care l-am învățat în acești ani este că atât în România, cât și în Republica Moldova se vorbește o singură limbă și avem același sânge. Așa că orice nu ar zice trădătorii de patrie, un singur neam suntem, le place sau nu le place. Din păcate, diferența dintre acele idealuri comune ale românilor descrise în manualele de istorie și realitatea pe care o înfruntăm zi de zi în Republica Moldova sau peste Prut e alta. Deși admitem că vorbim aceeași limbă, că avem o istorie comună și că suntem un singur popor, o facem numai atunci când vedem că România ne donează microbuze sau dă milioane de euro pentru cultură sau economie. Puțin sunt cei pe care îi interesează acest subiect în zilele obișnuite. Mai mult, mi-am dat seama că suntem dezinformați. Puțin știu cine a donat microbuzele școlare despre care vorbeam mai sus sau cât a contribuit în general România pentru dezvoltarea celui de-al doilea stat românesc. Și astfel vedem că societatea basarabeană este una foarte divizată. Există grupuri care îmbrățișează adevărul că vorbim aceeași limbă și suntem un singur popor, dar sunt și grupuri care resping asemenea idei promovând, în schimb, moldovenismul. Mai grav însă e faptul că cei mai mulți nu pot afirma cu certitudine cine sunt și ce limbă vorbesc. Această situație este rodul politicii de deznaționalizare și rusificare promovate timp de 200 de ani de către autoritățile țariste și sovietice. Generațiile educate în perioada sovietică, când pe Prut a existat nu numai sârma ghimpată ca element al hotarului URSS, ci și factor primordial în izolarea lingvistică, culturală și chiar psihologică a locuitorilor de pe ambele maluri, au avut cel mai mult de suferit. Pe băncile școlilor, părinților mei erau manuale ce învățau o limbă moldovenească cu grafie chirilică, o istorie a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, parte componentă a istoriei patriei ruse, cu alte cuvinte, o cultură care îmbrățișa valorile din Est și respingea tot ce este românesc. Cu regret, astăzi în Republica Moldova încă se promovează cu insistență moldovenismul antiromânesc alimentat cu prisosință din Est. Cu o societate îmbolnăvită de politica acelor ani, ar fi ciudat ca azi să nu ne mai confruntăm cu moldovenismul. Și totuși, zarurile au fost aruncate. Mingea se află în terenul nostru. Să vedem dacă clasa politică mai are câțiva patrioți ca să acționeze imediat pentru unirea României cu Republica Moldova și pentru anularea consecințelor juridice internaționale ale odiosului pact Ribbentrop-Molotov din 1939. A sosit ceasul să facem nu mâine, ci azi, unirea. Hotarul de la Prut nu va fi niciodată o problemă atât timp cât suntem uniți intelectual și spiritual. Având aceleași pasiuni, temeri și idealuri, suntem mai uniți ca niciodată. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră, adică la 19:35. Până atunci, dacă ați ratat una din emisiunile noastre, nu ezitați să dați like paginii noastre de Facebook, Pulsul Zilei, și să ne urmăriți la orice oră. Un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Pe curând!